Ei sunt artiștii care vor să ne îndrăgostească de muzica lor, de visele lor care și-au desfăcut aripile acum 7 ani, formând ansamblul Metafora, un ghem de talente ce promovează muzica preponderent grecească și mizează în mare măsură pe cântatul live, îmbinând perfect instrumentele și vocea răsunătoare a solistei. Luna care nici aripi n-are, are numai vis. Pentru noi experiența Eurovision este următoarea treaptă după denumărate concursuri la care noi am participat și am luat locul întâi la concursuri internaționale. Studenții, mulți din ei percep toată provocarea asta noastră cu bucurie și s-au bucurat într-adevăr foarte sincer de intrarea noastră în semifinal și au spus că o să voteze pentru noi. Foarte mult contează și părerea copiilor noștri. Copiii noștri nu numai că sunt mândri de ceea ce realizăm noi și ascultând cânticul, ei, în afară de aceasta, foarte activ participă la toate repetițiile noastre și vin să ne susțin la toate concertele noastre, ceea ce este foarte important. Margarita Ciorici este mamă a 4 flăcăi, doctor în studiul artelor, profesor universitar la prestigioase instituții de învățământ din Moldova și România, membră a Uniunii Compozitorilor și Muzeologilor din Republica Moldova. Dar pentru ca vocea ca să sune bine are nevoie și de sunete perfecte, Margarita cântă alături de viorista Angela Molodojan, profesoară la Academie de Muzică, Teatru și Arte Plastice, contrabasistul Andrei Zgârvaci, membru al Orchestrei Simfonice a Filarmonicii Naționale și chitaristul Vladimir Lisnic, profesor de chitară clasică. Mesajul meu este foarte pozitiv. Atât de pozitiv încât, după părerea mea, după acest cântec vrei să trăiești și să trăiești foarte frumos. Ansamblul Metafora, laureat al concursurilor și festivalurilor naționale și internaționale din Ucraina, Grecia și Rusia, vine pe scena Eurovisionului pentru a-și pune visele pe tava creației. Ei aleg zborul, perfecțiunea și concurența sănătoasă. Mi-am dorit! Noi trăim și visăm în metafore. Visele merită trăite!